Salut, eu sunt Nori și astăzi, oameni buni, o să facem un nou episod din seria voastră favorită pe nume Fortnite. Suntem aici alături de Edi, Paul și Squeezy. Bun, și am văzut că la ultimul clip am strâns peste 500 de like-uri și vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult, așa că astăzi am zis să postăm un nou clip de Fortnite. De data asta 50 vs 50, pentru că n-am filmat data trecută, am uitat și am filmat duo cu Edi, dacă nu mă înșel. Bun. Și aici frumos cu pastele, dacă doriți și voi. Mâncăm aici. Dă-le la cameră. Aici, uitați. Foarte bun. Bine, am mai mâncat din ele. Faza a fost că am pierdut un match și în timp ce aș putea să intre pe match, am mai mâncat din ele și sau că am dus. Cred că până reușesc să filmez un clip, nu mai am paste. Mamă, ce credință. Tu la abonați. Da. Eu și eu le-am mâncat ca un porc pe toate. Se mai întâmplă. Nu sunt mândru. Cum să fiu mândru de așa ceva? Bun, și nu știu, frate. Faza cu Fortnite-ul ăsta e că are o problemă și sper să se dea update mai devreme și nu sunt singurul. E că la unele plăci video, doar la unele, chiar dacă ai foarte multe FPS-uri, la un moment dat o să ți facă un fel de lag spike, gen îți ca toate FPS-urile, cam pe la 40-80 de FPS-uri ajung, de la 300, știi? Și se mișcă pentru o secundă în lag. Nice. Nu știu dacă o să se observe pe filmare, dacă... Uite, ați văzut? Pentru o secundă s-a mișcat puțin în lag. Nu știu dacă s-a văzut pe filmare sau nu, nu cred că se vede. Dar pentru o secundă se mișcase în lag. Și mă gândesc să-i dau viei sim cu pornit, poate ori merge mai bine. Poate merge mai bine, așa. Hai că-i dau așa. Poate nu face probleme. Na, ce să zicem acum, n-avem ce să zicem. Bă, da, hai să mergem în zonă, deși sper să câștigăm, pentru că e destul de ușor să câștigi aici. Am jucat din First Try și am câștigat astăzi. Am auzit acolo un Samsung. Frumos, și n-are Samsung. Vreau să aud. Squeezy. Am înțeles. Bine, și eu am, dar eu am altă notificare. Am înțeles. Și am mutat webcam-ul pentru că mulți mi-a zis să-l schimb, că nu se vedeau kill-urile și îmi cer scuze, dar l-am modificat pentru clipul acesta. Deci stați calmi, că citesc toate comentariile și vă mulțumesc pentru feedback-ul de la episodul anterior. Deci haideți și la acest clip să strânge peste 500 de like-uri dacă mai vreți să postăm. Sper să se rezolve problema asta, pentru că placa merge super bine. Deci n-am niciun fel de problemă. Edi, tu când o să-ți iei 1080? Nu știu dacă mai am eu, adică pentru ce să-mi iau. Nu știu, să-ți văd dacă îți crești și Advance Edition acolo pe cutie. Hai că. Da, mă rog. Eu am luat de la o firmă pe care nu prea o știam, gen 4IT, pentru că era un pic mai ieftină, cu vreo 3 milioane. Și puteam să iau de la Altex cu 35 sau de la 4IT cu 32.50, ceva de genul. Și pe cutie scrie Advanced Edition. Uitați-o să vă arăt. Deci pe cutie scrie aici Advanced Edition, dar nu se focalizează. Uitați aici, Advanced Edition. Și că la Edi că pare fake și că de la producător, cum ar fi de la Asus. Mă refer că e cam ciudat fontul, mă rog, e așezat aiurea. Pentru ce, cât dai și ce trebuie, aspectul de la cutia trebuie să fie impecabil. Textul ăla zice că e Comic Sans și l-a pus trecu, mărime 42 acolo. Și a dat print la cutie. Da, nu știu. Știi că e de la... Arată ciudat textul ăla, n-am zis că e textul ăla, dar e ciudat textul. N-ar trebui să fie așa. Da, mă rog, nu știu. Voi, dacă are ceva un 1080 AOG, spuneți dacă aveți și voi Advanced Edition sau n-aveți. Adică nu 1080 normal. Sau, dar am văzut că și la OC îți scrie pe cutie. Că ar trebui să scrie pe cutie, că altfel nu poți să dai seama. Le mă refer la fontul de la text și cum e așezat, e arată urât. Mai am unul aici, uite. Crezi aici. Advance 8 giga. Mamă, ce mai trece un cap prost, bă, Paul. Ok, boss. Ok, boss. Că-l speri pe Nori, n-ai văzut. Da. Ai speriat. Ai băgat frica în mine. Hai mă să câștigăm, mai sunt 47 din 43. Baca. 42. 42.
Ok, hai că ajungem acum în zonă. Și să vezi, pe modul ăsta efectiv ai o grămadă, deci poți să ai, eu am avut 7 11 duri, 5 campfire-uri, shield-uri, nu mai zic câte am avut. Ce ai spus? Ce? Funda aia, nu prea. Mama, a avut și el net, e bine. Da, a avut net. Da, funda asta e de la backpack, dacă m-au zis, super șmecheră funda, se potrivește super bine cu aproape orice skin, aproape. Și șmecheră. Ia atent. Stai locul, stai! Oh, da, baby. Am, i-am dat și eu de 5 cap. Yeah, yeah. Bă, dă-mi ăla, așa. Alo, Eusebiu, care a dat? Am nevoie de lemn. Ce și-a construit de acolo. Bă, te rămân cu copacul ăsta. Sal! Mamă, cineva bagă ceac-ceac. E nebun, omul. Mamă. I văd față. În vest. La porta fortul ăla? Da, la porta forta. La porta forta este nebunie. Aolo. Mama, mi-a dat 131, i-au zburat creierii. Mama, John Wick, hai, și tu? Pătură? Hai să le terminăm asta. O, cine a fost asta? Fuck! Come on! Apoi-mă la 11. Nu se dă unde a fost. Hai să le dăm push. Hai. Hai să le dăm un push. Hai, hai, ia. Fac pod? Speranța. Au, fac. Nu ești speranța pe. Ce ai făcut atunci? În 290 lei. O, 68. La unul pe unul. Alo, John Wick. La unul pe unul. Te pop. Mamă, mai bine dau cu digger-ul, nu? Da, am deja, stai că-mi dau asta. Fii atent ce fac. Știu că nu e bine ce fac, că ar fi bine. Ah. Stai așa, să se ducă asta mai tine. Mamă, dar am glanțe de arâ. Ar fi bine că n-am viață să-mi dau asta, dar mă rog. Dol. Hai, bă, cât mai aici se plecheze. Și că not ready yet. Așa. Gata. Ce cu bătăria asta de autiști? Nu știu, tu să spui. Un shield. Și un pump, salut. Am nevoie de glanțe de ară. Eu n-am. 48 de glanțe. Mulțumesc. Du-l ala. Lanțe de ară? Nu e nici n-am ară în mână, mă. Seriously? Nu. De unde pui ne trage?
Hai că îl câștigăm. Ce faci cu zis? Spargeți asta? Am vrut să spargă. Hai de pila mea. Hai că mi-te fă. Bă, ia grenade launcher-ul, Norris. Ce grenade launcher? Era unul, jos. Ce retardat sunt. Asta. Nu știi, nu știi. Mai era unul jos, dar e și ăsta mai bun. Mai bun ăsta de sus, de aici. Da, mă, dar nu prea am ce să fac cu el. Mă rog, îl iau. Mamă, ce dau ăia. Mamă, le sparg toată baza. Mai sunt 27 versuri. Uite de în dreapta că e un balon. Hey, let me edit. M-am aproape toate armele legendare. Scar legendar, AVP legendar, grenade launcher legendar. Mai trebuia un shotgun legendar și l-a fost. Și de final așa pentru clip. Glider-ul. Bun, oameni buni, cam ăsta a fost videoclipul. Nu uitați să vă abonați ca să luați o floricică aici de față. Deci eu am fost Norris. Nu uitați de un like și ne vedem data viitoare. Vă pup și voi iubesc, pa.